Moldova Agroin Bank și este directoarea proiectului digital. Alexandra, vă rugăm. Thank you very much. Vă mulțumesc mult. Is this my presentation? I'll continue, if you don't mind, in Romanian. Cu permisiunea noastră, voi continua în română. Astăzi vreau să vă vorbesc în foarte pe scurt, să fac un scurt update privind proiectul recent implementat, proiectul pilot recent implementat în municipiul Chișinău, prin care Moldova Agroin Bank, în parteneriat cu Mastercard, pilotează, hai să zic, încă este în desfășurare, proiectul de acceptare a plăților în transport public. Câteva cuvinte, slide, nu știu cum să. Așa, mersi. Câteva cuvinte despre cum a demarat procesul și unde suntem acum. Mai mult de 10 autobuze conectate pentru ruta numărul 5 și 5 rute conectate de troleibuz, ruta 22, 23, 24, 3 și 30 și chiar ruta experimentală D, peste 150 de post-terminale implicate în proces, peste 100 de taxatori deja instruiți, care sperăm să devină cumva pionierii și cei care vor promova acest proiect de etichetare electronică, astfel încât mii de călătorii zilnic sunt deja monitorizate și evidența este dusă în format electronic și în regim online, astfel încât managementul rețelelor să poată gestiona și vedea în regim de timp real care este situația pe aceste rute. Astea fiind spuse, asta înseamnă de fapt că călătorii acestor rute din 16 martie și până în prezent, cât și de asemenea următoarele câteva luni, vor avea posibilitatea, este ok și acest următor slide, au posibilitatea să achite contactless cu cardul în aceste rute de transport public. Deoarece proiectul este pilot, noi avem un anumit specific de funcționare care sper că va evolua în timp și după ce învățăm mai multe lecții și cizelăm tehnologia, vom putea să schimbăm unele chestii, însă la moment funcționează în felul următor. Acest post terminal este cu care este dotat fiecare taxator, deci taxatorii mai sunt în transport. Ceea ce s-a schimbat din fluxul tradițional care a fost până acum este faptul că taxatorul deja este dotat cu acest post terminal și orice doritor să plătească cu cardul, cu condiția că acest card este contactless, și asta nu mai este o problemă la noi în Moldova, deoarece majoritatea deținătorilor de carduri bancare, de fapt, au aceste carduri cu tehnologie contactless. Păi iată, în loc să plătești cu cash-ul, plătești cu o singură atingere a cardului, semnalul sonor îți dă de știre că tranzacția a fost procesată cu succes, ceea ce este mult mai comod și, desigur, oferă o mai mare, inclusiv o mai mare transparență în evidența acestor tranzacții, deoarece aceste post terminale sunt și un instrument de a monitoriza absolut toate plățile în transport public, ceea ce înseamnă că chiar dacă o tranzacție este achitată cu cash, oricum biletul, hai să zic așa, tichetul se emite cu ajutorul post terminalului, astfel încât la sfârșit de zi putem înțelege foarte clar fiecare bilet care a fost vândut, ora la care a avut loc tranzacția. Mai mult decât atât, evidența permite să înțelegem cât de populară a fost ruta, în care moment de timp, care sunt taxatorii care au procesat mai multe plăți. Toate aceste informații pot să contribuie și ar trebui să devină bazele unui management mai eficient a acestor resurse. Încă nu este implementat, dar există posibilitatea tehnică de a aduce evidența și a abonamentelor și legitimațiilor. Asta este situația care este la moment. Și dacă ar fi să vorbim despre unele statistici, evident ele sunt cumva modeste, slide, vă rog, însă evoluția
cifrelor ne arată o dinamică foarte bună și noi suntem foarte și foarte optimiști în ce privește următoarele câteva luni de pilotarea proiectului. Vorbim despre aproape o dublare a ponderei celor care plătesc cu cardul în aceste rute. Deci vorbim, este corect să urmărim exact aceste rute în care a fost implementat proiectul pilot. Având o asemenea dinamică, ne punem speranță în următoarele câteva luni să atingem cifre mult mai mari. Desigur, în acest proces este nevoie să rezolvăm un șir de probleme și constrângeri cu care ne-am confruntat și bine ar fi să le menționăm și să înțelegem care este contextul real în care ne aflăm. Și aici slide-ul următor ne ajută. Orice schimbare, chiar dacă e bună, este sperie. Și orice schimbare întâmpină rezistență. Una din principalele rezistențe cu care ne-am confruntat noi este aceea a celor care ar trebui și sperăm în viitor să devină într-adevăr pionierii și cei care promovează acest procedeu de plată. Însă la moment, într-adevăr, taxatorii încă mai trebuie instruiți și motivați suplimentar, pentru că chiar dacă noi înțelegem că dăm un mare plus de comunitate și în perspectivă creăm premizele unui apariției unui ecosistem care să permită deținătorilor de carduri să nu mai existe necesitatea să-și pună cash în buzunar atunci când ies dimineața din casă. Însă taxatorii, cei care s-au obișnuit ani de ani să lucreze cu cash-ul, evident nu trebuie motivat și este nevoie să lucrăm foarte mult cu această resursă ca ea în perspective să ne aducă rezultate frumoase. Trebuie să recunoaștem că există și un anumit grad de scepticism din partea clienților, din partea potențialilor plătitori cu cardul. Toți călătorii într-adevăr încă privesc această tehnologie un pic cumva cu rezerve, însă vedem că cu fiecare zi, cu cât mai mulți dintre călători demonstrează în fiecare zi, deci putem spune că acest pilot este o demonstrație zilnică a tehnologiei care în sine o promovează, ceea ce este un lucru foarte și foarte bun. De aceea noi contăm că clienții cu fiecare zi o să fie mai predispuși să achite cu cardul și, desigur, trebuie să recunoaștem că concetățenii noștri, în special cei care circulă cu transport public, cumva sunt sensibili la preț, de aceea orice promoții care țin de oferte promoționale, temporare, reducere de preț pentru achitarea cu card în transport public își au efectul și chiar în luna curentă suntem într-o astfel de promoție care ne arată rezultate frumoase. Din provocări, desigur, există încă niște ajustări și pe partea de hardware și pe partea de software pentru ca totul să lucreze strună și să cizelăm tot fluxul, nu vorbesc doar de tehnologie, ci absolut fiecare micromoment prin care trece taxatorul și călătorul, ca să ne asigurăm că oferim cea mai bună experiență posibilă la acest moment. Mai există mici deficiențe când vorbim de pilotarea unui proiect. Evident că vorbim despre o cantitate restrânsă din tot volumul de tranzacții. Vorbim de un anumit număr de troleibuze corespunzător atunci când managementul rețelelor își gestionează resursele umane, evident, ei la un moment dat ajung să facă rotație din motive de fluctuație sau oricare alte motive argumentate de management. De aceea, chiar dacă am instruit peste 100 de taxatori, ne prindem la ideea că zi de zi este nevoie să instruim pe toți, astfel încât în timp să
să fie instruiți chiar toți peste 300 de oameni. Această rotație ne mai creează bătăi de cap, deoarece rotația înseamnă că astăzi poți să fii pe o rută în care plătești, ai post-terminalul și mâine poți să fii într-o rută în care în continuare eliberezi bilete și accepți doar cash. Asta creează un pic așa de friction. Nu pot să nu menționez, desigur, o mică, mare constrângere cu care ne confruntăm este cumva politizarea acestui proiect și poate adesea evocarea în surse mass media a unor informații care nu sunt tocmai obiective ori relevante, ca de exemplu, am văzut în niște articole recent, cineva calculează ponderea tranzacțiilor cu cardul raportat la numărul total efectuat în transportul public, ceea ce nu este foarte corect, pentru că noi am dotat cu post-terminale un număr foarte mic de unități de transport. Adică nu este mic deloc, dar în comparație cu tot numărul de unități, evident, nu este corect să socoți așa. Deci dacă am putea cumva să ne lipsim de tenta aceasta politică și toți factorii din țară să înțeleagă că proiectul este orientat în primul și în primul rând în folosul cetățenilor noștri și ar trebui să facem abstracție de oricine este la guvernare sau au autorizat lansarea acestui pilot, pentru că este chiar un proiect orientat pentru societate. Și, desigur, în câteva cuvinte aș vrea să vă spun unde vrem să ajungem, unde vrem să încotro tindem și unde am țintit din start atunci când am lansat pilotul și am tot bătut pragurile autorităților ca să putem lansa acest proiect frumos. Ne-am dorit foarte mult ca în viitorul apropiat conjunctura pe piață să se schimbe, să evalueze astfel încât majoritatea tranzacțiilor din transport public să fie efectuate cashless, contactless, mai mult decât atât, să fie un soi de self-service, adică clientul să se descurce de sine stătător, să nu mai fie nevoie de taxatori, să existe doar controlorii care vor verifica dacă toată lumea a achitat călătoria și asta este posibil de realizat acum. Unica condiții și doleanță ar fi să se renunțe la acest vestigiu, i-aș spune, care este biletul pe hârtie. De asemenea, înțelegem că pentru ca toată lumea să migreze la astfel de tranzacții este nevoie să îi echipăm pe toți cu carduri și ne-am dorit să putem vinde carduri sau cumva oferi la prețuri foarte accesibile carduri preplătite. Scuze-mi, da, mai suntem aici, carduri preplătite, astfel încât orice doritor care, de exemplu, încă nu are un card bancar, să poată cu ușurință să-și ia un card încă nepersonalizat, preplătit, pe care să-l folosească pentru călătorii, să testeze, să vadă cât este de bine și, eventual, după aceea să intre în relație cu orice bancă și-ar dori și să devină un utilizator permanent a acestei tehnologii. Și, desigur, de ce nu gestionarea din aplicație atât a abonamentelor cât și a diferitor facilități care mai pot fi în spatele acestor instrumente tehnologice de plată. Cam asta am vrut să vă spun, vă mulțumesc pentru atenție și sunt aici pentru orice întrebări ați avea să-mi adresați. Mulțumim frumos, Alexandra. De fapt, avem și o întrebare de la unul dintre cei care ne vizionează. Întrebarea sună în felul următor. De ce nu se poate de achitat cu același card două, trei etichete pentru oameni diferiți? De exemplu, pentru membrii familiei. În cazul în care nu se poate, eventual poate fi considerat ca și un element, un lesson learned pentru implementarea sistemului full scale după pilotare. Explic.
De fapt, se poate, puteți efectua într-un interval foarte scurt de timp până la 4 tranzacții, astfel de tranzacții, nu mai mult, pentru că există niște constrângeri tehnice obiective. S-a ajuns la concluzia că numărul de 4 ar fi suficient și experiența arată că nu ar fi o problemă. Asta este răspunsul meu. Desigur, sunt multe nuanțe, multe micuțe șurubașe care încă vor fi înșurubate aceste câteva luni. Noi ținem cont de feedback și chiar avem platformă una de statistici și monitorizare pentru autorități, ca toți factorii de decizie să poată urmări în regim online ce se întâmplă pe aceste rute. Și al doilea instrument în care toți factorii implicați au posibilitatea să, și chiar o fac, să raporteze orice posibile incidente, ori doleanțe, astfel încât noi să le luăm în calcul în procesul ăsta de ajustare a tehnologiei. Thank you very much, Alexandra.